Îmi place foarte mult acest motou: eat, learn and build together. Să mâncăm, să învățăm și să construim împreună nu doar o comunitate de IT-ști credincioși și de oameni implicați în tehnologia informației, care sunt creștini și urmași al lui Hristos, ci să construim împreună cu toții împărăția lui Dumnezeu. Și cred că dacă ne uităm în Scripturi la Domnul Iisus Hristos, este modul în care El a făcut cel mai frecvent ucenici. Era la masă cu ei, îi învăța și construia împărăția lui Dumnezeu în lumea noastră. De aceea vreau să îl felicit pe Cătălin. I-am spus când mi-a lansat invitația că m-a obișnuit să fie un fel de deschizător de drumuri în România. Mă așteptam să facă lucrul ăsta, dar cred că așteptat să se pregătească și în teologie, pentru că el a făcut și un master în teologie la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București și felul în care a pus întrebarea în seara asta seamănă așa un fel de subiect de predică toreană. Cum poate fi folosită tehnologia pentru scopurile Dumnezeu? Sau poate fi folosită tehnologia pentru scopurile lui Dumnezeu? Și sigur că răspunsul la întrebarea asta este da, și ai putea să pui 3, 4, 5 răspunsuri la întrebarea aceasta, dar vreau să mă limitez la unul singur. Faptul că toți am trecut prin perioada pandemiei este cel mai clar răspuns că Dumnezeu a folosit tehnologia ca să-și împlinească scopurile Lui. Și acum îmi pare cumva așa, sunt un pic stingher ca eu, un emigrant în lumea digitală, așa cum suntem cei născuți mai de mult, să le vorbească unor nativi digitali, cei care sunteți aici în seara asta și știți foarte bine cu ce se mănâncă tot ceea ce înseamnă această tehnologie a informației. Și dar vreau să vă spun un lucru, că am învățat ceva extraordinar în perioada pandemiei. Eu ca păstor, noi ca păstori și predicatori, legat de modul în care Dumnezeu își construiește împărăția chiar și în cele mai dificile momente prin care trece biserica și societatea. Mi-aduc aminte că atunci un autor creștin cunoscut m-a inspirat și am împărtășit cu biserica și cu alți colegi printr-un mesaj pe care el l-a avut, spunând că sunt două cuvinte cheie pe care noi, ca și credincioși creștini, trebuie să le avem în fața noastră în momente de provocare. Și pandemia a fost un moment de provocare pentru lumea întreagă și pentru biserică. Cuvintele cheie au fost trust and adjust. Tradus în românește ar însemna încrede-te în Dumnezeu și adaptează-te. Ce am învățat noi ca și păstori cu experiență de la noi emigranți în lumea digitală, de la nativi digitali, păi am învățat că trebuie să facem lucrurile de calitate și cred că toate bisericile au investit atunci enorm de mult în ceea ce înseamnă această comunicare și prin online. Mai toate bisericile au pus la punct atunci un sistem de a transmite programele, dar am înțeles un lucru extraordinar. Ani de zile ne-am tot frământat ca și conducători de biserici cum să implicăm pe tineri mai mult în lucrare, dar era mai mult așa la nivel de declarativ. A venit acel moment de criză și am învățat enorm de mult de la ei și am înțeles ce înseamnă. Ei sunt în lumea lor în momentul în care i-ai pus să te ajute în acest domeniu. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru toți tinerii care s-au implicat și se implică în continuare în această slujire extraordinară. Fă lucrurile de calitate, am învățat de la ei lucrul ăsta. Nu o să fim noi producători de Hollywood sau să facem nu știu ce show-uri, pentru că la urma urmei nu-i despre asta vorba. Dar este important ca tot ceea ce facem să facem ca pentru Domnul. Și am mai învățat ceva. Am învățat că cerând ajutorul celor tineri, am găsit într-un fel faptul că social media, lumea digitală, este lumea în care ei trăiesc și că acolo se conversează foarte mult și se comentează foarte mult. Cum poate fi un loc mai potrivit în care să duce Evanghelia decât acest spațiu virtual în care conversez mult și comentez mult?
Dacă ai adus în prim plan Evanghelia lui Hristos, cu siguranță vor fi suficiente comentarii și cu siguranță că vor fi multe ocazii să răspunzi la comentariile respective. Vreau să închei cu ceea ce mi-a atras atenția într-una dintre momentele care au fost prezentate aici în filmulețele anterioare. Se spunea, tehnologia ne ucenicizează într-un fel. Și spuneau și antevorbitorii mei că, într-adevăr, tehnologia ne transformă, tehnologia ne pune într-o situație în care numai telefonul mobil, apropo, știți de câte ori au făcut ceva calcule cei care se ocupă cu asta, de câte ori îl verificăm? La 4 minute și jumătate, de vreo 85.000 de ori pe an. La 4 minute și jumătate, dar poate că unii mai des decât atâta. Faptul că lucrul acesta se întâmplă ne spune că noi am fost într-un fel transformați fără să ne dăm seama de tot ceea ce înseamnă telefoanele inteligente. Ori în acest context, provocarea pentru noi este să facem ca Evanghelia să înainteze. Și eu cred că există posibilitatea aceasta, parafrazând un articol interesant dintr-o revistă americană, să folosim provocările care le-am avut noi ca păstori, predicatori, provocările COVID-ului, rezolvând într-un fel provocările acestea prin tehnologie și teologie. Domnul să ne ajute să fim buni comunicatori și să ducem mesajul Evangheliei în așa fel încât Evanghelia lui Hristos să înainteze și credința noastră să fie întărită. Mulțumesc!